Iată, sunt și localități din Călăraș și au trecut prin clipe cumplite, totul după ce trei copii au încercat să tragă prin parc cu pistolul cu aer comprimat. Colega mea, Cristina Mihailescu, ne spune exact ce s-a întâmplat acolo. Cristina, te ascultăm. Bună dimineața, bun găsit tuturor! Da, imaginile au fost surprinse în parcul Luceafărului din Călăraș, acolo unde trei tineri au fost surprinși având asupra lor un pistol cu aer comprimat. Deși pentru ei pare că totul a fost o joacă, agenții de la poliția locală au fost sesizați de martorii speriați și două echipaje au intervenit imediat la fața locului. Cei trei băieți au fost astfel reținuți și predați polițiștilor din cadrul IPJ Călăraș. Acum aceștia sunt cercetați pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și pentru că, prin distracția lor, puteau răni grav un trecător.